Uluitoarea poveste a românului Ieronim Budac, șoferul lui Al Capone. Ieronim Budac e un român născut la Cârțișoara, județul Sibiu. Tatăl său moare când avea doar 6 ani și se vede nevoit să muncească încă de la o vârstă fragedă pentru a-și ajuta familia cu bani, ajungând astfel în situația în care petrece mai mult timp cu turmele de oi decât acasă. Neavând un tată care să-l îndrume în viață, Ieronim găsește în unchiul său cea mai apropiată figură paternă pe care o putea avea. Doar că Andrei Budac, pentru că așa-l chema pe unchiul său, nu era chiar cel mai potrivit model pe care îl putea avea, pentru că omul era ultimul haiduc din Transilvania și devenise un fel de inamic public numărul 1 pentru autoritățile austro-ungare ce administrau acea parte din țară. Tic Andrei Budac își făcuse o bandă de tâlhari cu care avea să bage frica printre bogații Transilvaniei și îl mai lua din când în când și pe Ieronim la câteva acțiuni de ale lor să învețe o meserie. Doar că meseria de tâlhar a unchiului avea să se încheie brusc și brutal în luna decembrie a anului 1912, atunci când o garnizoană austriacă îl înconjoară pe haiduc și îl execută pe loc, lăsându-l pe Ieronim din nou fără un model în viață. Toate aceste lipsuri, atât materiale cât și emoționale, alimentate de încurajările mamei, aveau să-l determine pe ardeleanul nostru să emigreze în Statele Unite, țara unde oportunitățile creșteau în copaci. Momentul era bine ales pentru că politica de emigrare din America era foarte relaxată în acea perioadă. În perioada cuprinsă între anii 1915 și 1920, mulți români emigrează în state, majoritatea stabilindu-se în Ohio și Michigan. Au fost totuși și câțiva români ce au preferat să meargă în orașul vânturilor, Chicago, cum a fost și cazul lui Ieronim. Budac realizează repede că acolo viața era foarte grea, iar locurile de muncă pe care le găsea disponibile nu-i aduceau un venit mai mare de 10 cenți pe oră, prea puțin pentru a se întreține singur și mai ales să asigure și familiei un ajutor, fără să aibă multe soluții și inspirat de exemplu pe care îl oferise unchiul său în copilărie, alege să se implice în lumea infracțională a orașului Chicago, fiind și cea mai ușoară cale pentru a câștiga niște bani. După sfârșitul Marelui Război, mulți americani au considerat că principala sursă a problemelor sociale din America, crime, sărăcia, abuzuri în familie, era consumul exagerat de alcool în crâșmele și barurile care împânzeau efectiv toată țara, așa că guvernul a decis că cea mai bună soluție era să interzică total alcoolul. Așa că a apărut amendamentul 18 care își propunea să schimbe America din temelii. A ajuns în anii 20 în Statele Unite ale Americii, unde a lucrat ca șofer pentru Al Capone. Întors în România, a fost ales primar în localitatea natală. Zeci de mii de români în acea perioadă emigrau în SUA pentru un trai mai bun. Printre aceștia s-a numărat și un bărbat pe nume Ieronim Budac, un ardelean născut la data de 6 mai 1897 în localitatea Cârțișoara, județul Sibiu. La 20 de ani, pleacă în America, tărâm pe care a trăit o aventură cu gangsteri veritabilă. Ieronim Budac a ajuns peste ocean cu 2 ani înainte ca prohibiția să fie instaurată în Statele Unite ale Americii, timp în care a început să se interzică vânzarea, producerea, consumarea și transportarea de alcool și de băuturi alcoolice. În această perioadă de 2 ani, ardeleanul a reușit să se infiltreze în cercuri mai mult sau mai puțin dubioase. Ieronim a plecat la fel ca mulți alți tineri din sat să lucreze în America. Avea 18 ani, chiar înainte de primul război mondial, când a decis să facă asta. A ajuns acolo și s-a angajat într-un bar. Acolo l-a cunoscut pe Al Capone. Se zice că a ajuns să lucreze pentru el deoarece Ieronim era priceput să facă cazane de rachiu și chiar făcea acolo țuică ardelenească. Încet a ajuns să fie unul din oamenii de încredere gangsterului american, ba chiar șoferul personal al acestuia. Ieronim era așa un fel de om de făcea ce-ți făcea și îți capta încrederea. Timp de 10 ani a lucrat pentru Al Capone și a trecut prin multe peripeții. De multe ori era să-și piardă chiar viața, însă lui Ieronim nu era frică de nimic. Odată, după o urmărire ca în filme ce a durat câteva ore pe străzile din America cu poliția pe urmele lui, s-a aruncat cu tot cu camionul plin de whisky în fluviul Mississippi. Sticlele cu alcool s-au dus la fund, el a scăpat cu viață și nici nu a lăsat nicio dovadă a contrabandei în urma lor. Mafiotul nu numai că nu s-a supărat pentru marfa pierdută, dar l-a și recompensat din plin pentru curajul său. Astfel, Budac a ajuns să intre în contact cu Al Capone, unul din cei mai cunoscuți gangsteri americani din toate timpurile, care a controlat comerțul ilegal cu băuturi alcoolice pe continentul american din 1920 până în 1930. Ardeleanul și-a întemeiat și o familie în America, însurându-se cu o fată tamat din satul său natal, pe nume Maria. Tatăl acesteia avea un magazin la subsolul căruia Budac și-a amenajat o distilerie începând să producă rachiu de prune ce era vândut pe piața neagră din Statele Unite ale Americii.
Mariajul dintre Ieronim și Maria nu a durat foarte mult, cei doi despărțindu-se, iar Budac nu s-a mai recăsătorit și nici nu a avut copii. După 12 ani petrecuți în Chicago, Ieronim Budac a luat decizia de a se întoarce acasă deoarece traficul cu alcool de contrabandă nu mai era profitabil, iar șeful său, Al Capone, devenise ținta principală a celor de la FBI. În anul 1930, ardeleanul a revenit în satul său natal, unde cu banii strânși peste ocean și-a cumpărat o casă și mai multe cazane de rachiu, construind una din cele mai importante distilerii din Transilvania. Le-a povestit apropiaților că în Statele Unite a lucrat ca șofer pentru Al Capone. La scurt timp de la întoarcerea în localitatea natală, a fost votat primar din partea liberalilor. Acesta a condus localitatea Crățișoara timp de 14 ani, până când la putere au ajuns comuniștii. A făcut multe pentru acest sat. A ridicat o școală, a construit cea mai renumită cazangerie de țuică din toată partea asta a Ardealului, un joagăr și multe altele. Când a venit din America, știa să facă chiar și whisky. Era un om bogat, dar avea o mare suferință. Nu a avut niciodată urmași. Cea care i-a fost soție l-a părăsit pentru că lui plăceau viața și pericolul. S-a însurat cu ea după ce a venit din America, dar a divorțat după câteva luni. A înfiat o fată căreia i-a lăsat casa. A vândut însă moștenirea și a plecat din sat. Scrisorile pe care Al Capone i le-ar fi trimis lui Ieronim Budac au dispărut fără urmă. Soția lui i le-a ars pe toate cu poze cu tot. Câteva fotografii au mai rămas. O să fie făcut un album special despre el, ce va fi expus în viitor aici la primărie, pentru ca toată lumea să știe că șoferul lui Al Capone a fost de la noi din sat. Acum aceste poze sunt date la expertiză pentru a se verifica autenticitatea lor, astfel că nimeni să nu se îndoiască de adevărul spuselor lui Ieronim. Al Capone, cunoscut sub numele de Scarface, a fost cel mai faimos cap mafiot al tuturor timpurilor. S-a născut în Brooklyn, New York, într-o familie de imigranți italieni. Începând cu mijlocul anilor 20, a fost regele incontestabil al industriei viciilor din Chicago. Cursele de cai, cazinourile, restaurantele, bordelurile, distileriile ilegale, toate erau controlate de Scarface. Acestea aduceau un profit anual de 100 de milioane de dolari. Pentru a nu avea probleme cu autoritățile, Capone a cumpărat o serie de personalități ale acelor vremuri, printre care șefei poliției și primari. Gloria lui se încheie în 1931, când a fost prins pentru evaziune fiscală și condamnat la 11 ani de închisoare. La 8 ani după ce a fost eliberat, celebrul gangster a murit în casa sa din Florida, răpus de sifilis. Pe de altă parte, Ieronim Budac, celebrul român care a fost șofer, e mormântat în cimitirul din satul său natal, alături de rudele sale. A murit la 80 de ani în 1977.